Wow, salutare vampirașii mei, ce mai faceți? Ia uitați ce boss Skibidi din nou avem astăzi aici. Skibidi Psycho. Dar vampirași, în episodul ăsta, să nu uitați de subscribe, like-uri și comentarii, dar am o surpriză pentru voi. Cineva foarte special! Vă rog, ajutați-mă, nu mă lăsați cu el, vă implor. Dar, domnule, salvați-mă! Ce vampirași? Cam asta e surpriza. Domnul Motan, revenire forțoasă, uitați-l la el. Salvați-mă, salvați-mă, vă rog. Motan, uite puțin la mine. Ăla se uită cam dubios. Bă, băieți, fugiți! Vine după noi! Mamă, ce bine doar. Bă, Draculas, Draculas, repede, trezirea! Bă, ce? Juan, bă, Juani, bă, lasă-mă o dată să dorm, te rog. Bă, Juani, bă, nu mă mai trezi, mă trezești în fiecare dimineață. Ia, uimește-mă, o mai apărut un Skibidi din nou și Motanul doctor de știință a spus să mă duc să-l bat, nu? Bă, da, și asta, a apărut Skibidi Psycho, care îți controlează mintea, asta e foarte puternic și trebuie să mergem în oraș să-l salvăm. Normal, normal că în fiecare zi tot în oraș să-l salvăm. Ai, 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 dar ce nu fac eu pentru vampiraj, cum să-l las Jimmy tu să moară? Bun, și atâta? Sper că doar atâta, nu? Nu, cineva bate la ușă și nu știu cine este, că nu răspunde. Și bate foarte tare. Hai, du-te să vezi cine-i. Bă, dacă a venit Skibidiul la noi acasă, îmi este frică, Draculas. Aoleu, aoleu, bine, mă duc acum. Stați așa, vampiraj, trebuie să pun super pumnii. Am pus pumnii. Aoleu, cine să fie după ușa asta? Bă, mi-este frică. Alo? Bă, trebuie să ies la el. Și-am deschis. Shailalo, shailali, hopa! Bă, domnule Motan! Ce faci, bă? Bă, ce domnule Motan! Ce faci, dor de tine! Bă, dar cum e venit aici, bă? Bă, e singur? Lucrez pentru Skibidiuri? Unde e Skibidiu, bă? Unde e Skibidiu, că acum a distrug tot? Skibidiu, bă, eu am venit, bă, să vând shake-uri de astea prin oraș. Mi-au dat unul niște bani și au zis că să le vând. Nu le bea, domnule Motan, ia mâna! Bă, de ce, bă, că au zis că-s buni? Domnule Motan, nu trebuie să bei de astea. Așa. Hai pe domnul Motan, ridică-te de acolo, iartă-mă, n-am vrut, dar nu bea Grimace steak-uri, că o să apară Grimace în spatele tău. Bă, nu ne-am mai văzut de ani de zile și tu așa, bă, nu mai bea Grimace steak-uri, domnul Motan, nu bea! Bă, ăla era căruțul meu, căruțul meu, aaa! Auleu, domnul Motan. Bă, am nici eu la tine, că m-am săturat să stau cu BBG, că bă, îmi face creierii terci. A, domnule Motan, mi-a fost dor de tine, domnule Motan. Ce mini, bă, ce mini. Ce mi-ai adus? Ce să-ți aduc? Stai așa, că am un buzunar aici. Hopa așa, la 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 la. Hopa așa, la 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 la. Ce e asta? Au, bă, domnule Motan! Au! Bă, Draculas, da, mai adus o surpriză pentru tine, bă. Ce surpriză, domnule Motan? Un act artistic. Ba, ce? Ia să văd. Așa. Ești pregătit? Bă, domnule Motan, ce se întâmplă? Da, da. Maestre, muzica! 3, 2, 1! În pădure, la peștara, pe-o crengoță de tufana frumușel, ne cântă cucunul, am auzit de un an. Păi iau-te un Grimace Shake. Nu bea, domnule Motan, treci în casă, treci în casă! Bă, treci, bă, în casă! Mi-ai dus artificii aici, auleu, bă, domnule Motan. Bani, bani, că ți-am cântat, nu-mi dai? Bă, domnule Motan, mă, mi-a fost așa dor de tine. Dar uite, ai venit super bine astăzi, fiindcă Motanul doctor de știință, uite, vezi, Motanul doctor de știință, bă, în fiecare zi, la 10 dimineața, îmi dă câte o misiune, domnule Motan. Și misiunea este să mă duc să salvez orașul Gmod, mă înțelegi? Bă, ce faci cu el? Ce? L-ai chemat pe el și nu m-ai chemat pe mine, da? Bă, lasă-l în pace! Pe el îl chem la tine, să-i dai de mâncare și de toate, și pe mine mă lași să mor din foame! Bă, aici, bagă-l în frigider! Bă, ardea! Bă, domnule Motan, trebuie să luăm pe Juan! Bă! Bă, ce faci cu el? Nimic. Bă, domnule Motan, vină încoace. Uite, trebuie să faci cunoștință cu cineva. Stai așa, ce e aici? Foarte frumoasă, trebuie să faci acum cunoștință. Uite, domnule Motan, ea este doamna televizor! Și el este domnul Motan. Doamna televizor, astăzi mergem să facem misiunea cu domnul Motan. Vrei să-i spui ceva, doamna televizor? Doamna televizor, sunteți cam urâtă. Bă, bă! Au! Să mă salveze cineva, vă rog! Doamna televizor, iertați-le, nu știți ce vorbește. Acum o să mă duc domnul Motan să facem misiunea.
Ce misiuni, bă, că eu am venit stau în jacuzzi, iau, la 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 la. Așa, iertați-mă, doamna, televizor, gata, mergem acum. Wow, acum chiar că suntem și mai puternici și putem distruge pe boșii schibiditoare, de ce mă bucur? Da, 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 acum mergem, hai, domnul Limotan. Bă, dar chiar trebuie, da, ceva de mâncare, nu ai? Vino cu aceea, bă, ai venit la mine, mai întâi faci misiunea și după îți dau de mâncare. Uite, pune-te în mașină și așteaptă să vin cu Juan, stai așa. Bă, dar nu știu cum să zic, dar ți-ardi casa! Știu că mi-ardi casa, domnul Limotan, dacă ai ști de câte episoade mi-ardi casa, efectiv nu se găsește cineva să-mi repare casa! Și toată ziua am treabă, nu-i așa, Juan? Da, 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 avem multă treabă, domnul Limotan, când să ne mai ocupăm și de casă? Bă, dar ce mașină frumoasă, vezi că eu mă duc! Bă, stai să vin și eu cu Juan! Bă, domnul Limotan, hai pe Juan, e grasul! Bă, e prea gras, opa. Juan. Bă, stai, așteaptă-ne, stai să-l pun pe Juan aici. Și dă-i domnul Limotan, hai, dă-i. Hai, da. Dă-i, 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 dă-i. Aventura vampiră! La 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 la. Băi, care-a pus gardul ăsta aici? Bă, domnul Limotan, dă-te jos, dă-te jos. Nu te mai da, dă-i tot. Să mă dau jos, să mă dau jos, să mă dau. Stai, bă, că ajungem imediat, fii atent. 3, 2, 1. Ups, stai că ne-am aruncat bine. Mai aruncăm o dată. Bă, domnul Limotan, bă, trezește-te în sfârșit, bă, ca frații mei, pe drumurile din G-Mod. Bă, bă, du-mă acasă înapoi, când mai... Bă, ce ăla? Bă, 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 dă-te jos! Trebuie de... Hai, dă-te jos, bă! Ajută! Bă, l-a dat jos pe Juan, hai! Bă, ce faci acolo, domnul Limotan? Încerc să-l dau jos, bă! Bă, nu, vină încoace! Bă, 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 bă! Bă, Juan, mă bucur că te-am salvat! Bă, aoleu, bă, Motanul, doctor de știință! Bă, domnul Limotan, fă ceva! Stai, bă, capul ăsta vezi. Bă, stai. Ups. Ups. Motane, băieț, ajutor. Lasă că-l salvăm noi mai încolo. Vino cu a domnului Motan. Tu, bă, uite. Ăsta este noul Skibidi Boss. Aoleu, cred că da Dracula ăsta. Aoleu. Bă, bun. Bun. Ce urât-i, doamne ferească. Doamna televizor, doamna televizor, aveți vreun plan? Repede, să meargă cineva în camera frigorifică la carne să aducă bombele și dronele. Repede, băieți, haideți! Bun, bun, domnul Limotan, domnul Limotan, Juan, vă rog eu mult, am o rugăminte de la voi. Bă, trebuie să vă duceți în camera frigorifică, acolo în spatele restaurantului și să luați bombele și dronele. Aoleu, da, 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 haide, domnul Limotan, hai cu mine! Capul meu, acum! Domnul Limotan, vino, vino, vino. Da? Lăsa pe Juan să mănânce carne, fiindcă Juan s-a transformat în zombie acolo, în camera frigorifică. Dacă el își amintește de treaba aia și se atinge de carne, se devine iară zombie, bă. Am înțeles, bă, nu o să-l las să mănânce carne. Deloc, deloc, deloc. Da, 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 da. Hai, da, domnule, hai, bătate, aventură! Pun și doamna televizor noi să stăm aici să ne batem. Mamă, ce puternic e acolo. Du, mă, domnule Motan, hai! Hai, da, mergem! Așa, doamna televizor. Stăm să ne batem aici din capul meu. Cred că o să înceapă bătălia. A început! A început, bă, ce puternic e! Bă, și asta controlează cameramane. Nu mai văd, îmi pune pe față. Au. Nicu încearcă să controleze mințile. Doamna televizor, sunteți bine? Bă, ce sunt chidușile. Auleu, e prea puternic. Bine, veniți, veniți în pace. Hai, bă, domnule Motan, hai mai repede, garde tot. Trebuie să-l ajutăm pe Dracula și pe Skibi de toaletele. Bă, dar unde-s dronele? Unde-s sarmele? Unde-s? Închide ușa dacă ne atacă cineva. Acum, bă, iartă-mă. Bă, dar oare sunt cutia asta? Da, caută pe acolo, caută pe acolo. Bă, ți-o spus bombele și dronele, da? Dronele să fie în special. Sunt foarte puternici. Eu cu Dracula am mai folosit dronele și ne-au ajutat să câștigăm de foarte multe ori. Bă, unde sunt, bă? Le caut aici, undeva. Bă, trebuie să mă pe aici. Mamă, dar ce e aici? Bă, ce e acolo? Bă, nu! Cred că am găsit aici dronele, tu caut acolo bombele, că sigur sunt dronele astea. Acum... Bă, tu cumva mănânci ceva acolo? Mamă, domnul Limotan, e prea bun! Bă, nu! 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 Aoleu, bă, Juan? Juan, ești bine? Care, Juan? Doamna Limotan! Doamna Limotan! Ajutor cineva! Cineva să alege! Doamna Limotan! Doamna Limotan! Luați de aici! Luați de aici! Bă, ce puternic! Bă, ce s-aude așa? Ajută-mă! Ajută-mă! Intrați înăuntru! Nu iarăși! Nu! Hai!
oamenii zombie! Nu m-am putut abține să mai din de carne, dar hei, priveți partea bună! Nu mai sunt rău, sunt bine! Dacă o zi întreagă nu mă ating de carne, o să mă retransform înapoi în Juan! E totul bine! Bun, bă, ți-am spus să ai grijă să nu mănânci carne. Ai noroc că nu-i ca data trecută, dar uite-te la el, bă, domnul Limotan. Bă, dar ce urât e, Doamne ferească! Juan, vrei niște carne? Da, bă, tu ce faci, nu-i mai da acasă, au, trebuie să ne batem, mai să o ajutăm pe doamna televizor, că noi ne-am luat cu vorba. Hai, domnule, mă, da! Bă, dar ce puternic e, au, bă, nu mai văd nimica, nu mai văd nimica! Bă, ce se întâmplă? Auleu, bă! Uite, în ceruri, domnule, mă, da, bă, ce putere, ia de aici! Ia de aici! Trebuie de domnule, mă, da, bă! Doamne, mă, doamne, restaurant. Doamna televizor, nu chide pe ușa, veniți încoace. Bă, e prea puternic. Uite, bă, doamna televizor, eu controla mințile, uite, nu mai are față. Nu mai poate vorbi. Bă, cameramanii sunt morți. Doamne, motan, fii atent cum facem. Repede, trebuie să scot repede telefonul, stai. Bă, bun, am scos telefonul. Așa, stai că sunt boșii. Stai că apăs aici. Alo, domnilor boși, vă rog veniți repede pe câmpul de luptă în orașul Cimod. Televizorul Psycho, stai că vă arăt acum, vă dau o poză. Uitați, televizorul Psycho, bă, e pe aici, cred că o fugit să distrugă tot orașul. Bă, domnul Limotan, nu-l mai vezi? Nu, bă, unde-i? Bă, e acolo, bă, acolo, distruge blocul ăla, vină încoace. Bă, uitați-vă, televizorul Psycho distruge tot orașul, vă rugăm să veniți. Da, veniți repede. Bă, veniți mai repede, bă, doamne ferească, o să mănânci, au, nu mănâncă cărămizi din blocul ăla, nu-i haide, repede, haide, domnul Imortal, o luăm pe doamna televizor, pe Juan și, du-te și-a, du repede mașina, că eu iau pe ăștia, du-te. Bă, Draculaz, da? Bă, Draculaz, vină cu acest repede, repede, vină cu domnul Imortal, ia-l pe Juan și pune-l din mașină, da, îl pui din mașină, acum. Îl pune-l acolo, doamna televizor. Ce acolo, bă, Juan? Fac asta pentru binele dumneavoastră. Țin foarte mult la tine, doamna televizor, dar trebuie să mergeți cu noi în mașină. Aoleu, băi, o sări capul, vampiraj. Bă, doamna televizor, stai cu aduc acolo. Aoleu, doamne ferească. Stai cu o pun acolo. Ai, bă. Na, domnul Limotan, trebuie să-l legăm din televizor. Stai, prinde televizorul, prinde. Bă, e foarte puternic, stai. Așa. Acum, bă. Bă, n-ai dat bine. Așa, bă. Bun, gata. Dai domnul Limotan, condu. Ala! Wow! Dai, domnul Limotan, avem timp de stat. Băi, mamă, cât a fost. Da, Auleu, bă, săraca doamna televizor. Hai, dai. Bă, uite cum cade. Aventura! Auleu! Bă, domnul Limotan, bă, Juan! Motan, e doctor de cită trezire. Auleu! Bă, săraca doamna televizor, bă, auleu! Salutare, domnule televizor. Stați așa, băieți, stați vă până... Bă, dar ce facem aici? Bă, stai așa, domnule televizor, bă, cred că are un plan cu dronele, stai așa, domnule televizor, ce plan aveți astăzi? O spus domnul televizor că are un plan pentru tine, domnule Motan, cum să spun eu, dă puțin capul, că săracul Juan, toate zilele astea săracul Juan a distrus drone cu capul, cu tic de drone, mă înțelegi? Yeee, nu mai sunt eu! Domnul Motan, dă capul încoa. Nu! Domnul Motan, stai! Au! Bă, lăci mă doare! Hai, deschide! Bun! Bă, uite ce în cutie! Mamă! Domnul Motan, mă, mi-a spus domnul televizor, fii atent, domnul Motan, pune-te pe scaun. Să pregătești public când ajungi sus. Trebuie să te urc acolo sus cu drona și de acolo să cazi cu bomba de acolo de sus, mă înțelegi? Și de acolo să înceapă războiul. Stai să văd că poți să controlezi. Bun, ia să văd dacă te controla. Bă, domnule Motan, stai bine? Aaaa, nu stau bine! Draculaz, nu stau bine! Bă, da, domnule Motan, trebuie să stai bine. Bă, ajută-mă! Bă, domnule Motan, nu te mai pui atâta, că urcăm foarte greu, mă înțelegi? Mai puta! Mi se face rău! Bă, domnule Motan! Bă, domnule Motan, stai așa că te văd! Hai că ajungem acum, imediat! Acum, stai așa! Bă, nu mai pot! Stai! Am buton, uite, se poate teleporta, stai! Apăsa aici, click, stai! Și bă, hai bă, domnule Motan, bă, că ajungem acum! Bă, vezi că aici sus este o bombă și trebuie să te arunci cu bomba, mă înțelegi? Așa, stai că de la jos aici, vezi că ai 3 skibidi, păianjeni din ăștia, îi distrugi, da? Da, bă, da!
Ia de aici. Dale, domnule Motan, dale, așa, și mai e unul, hai. Uia! Alea, bă, uite, ce face domnul Motan acolo? Ai, 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 ai. Dau pe cameră, dar nu pot să-l văd pe domnul Motan. Bă, Draculas, uite, cred că am văzut ceva. Bă, ăla-i domnul Motan. Trebuie să arunc asta. Ai, domnule Motan, bă, trebuia să arunci bomba. Mai avem una, mai avem una, stai așa. Stai, când începe războiul. Începe războiul, haideți. Aoleu, bă, ce puternic e ăsta. Ăla de sus, ăla de sus. Dai, dai, dai. Aoleu. Vino încoace, vino încoace, vino încoace, vino încoace. Hai, fugim. Uaile. Ce o se duce, o se duce după el. Bă, trebuie să mergem după el. Dă mașina, mergi după el. Stai să vin și eu. Bă, stai să vin și eu, Dolly Motan. Fugi, bă, fuga. Ține mașina. Mă urc, Dolly Motan împreună. Bă, bă, Dolly Motan acum așa. Bă, Draculas. Uite. Bă, veni și doamna televizor, domnul televizor, hai, bă! Bă, stai așa, bă, că vrea să-mi zic cameramanul ăsta ceva. Aha, aha. Cum adică? Cum adică nu sunt puternic? Ia uite! Bă, ups, săracu, ups. Bă, s-o duci în foc! Bă, nu mai contează, hai, domnul Motan, bă! Dă-i, dă-i! Hai, urcă-te pe mașină și împreună la 3 cu vampirașii și doamna televizor! 1, 2, 3, dă-i! Dă-i! Bă! Ia de aici, ia de aici, șmecher, da. Baule, o trupa, domnul Motan, e gata, distruge tot utilul. Domnul Motan, stai, bă, stai! Bani, firaș, da, v-am plăcut episodul, nu uitați să apăsați butonul de subscribe, like, comentarii și sigur nu să abonați la canalul domnului Motan, frățiorul meu. Salutare, bani, firaș! Domnule Motan, vrei să fie bani, firaș? Păi ce-s de fără ea, domnule Motan? Aaaa!